Bine v-am regăsit la întrebări. Ultima întrebare a fost despre săritura în înălțime. Să mai ascultăm o dată. Și acum să ne gândim la un atlet. Linia albastră, orizontală, ne arată la ce înălțime se găsește centrul lui de greutate. Să presupunem că el vrea să sară în înălțime peste ștacheta ridicată la 2,40 m, nivel arătat de linia roșie. Dar oare atletul poate să sară atât de sus încât să-și ridice centrul de greutate la 2,40 m deasupra solului? Adică cam atât? Are cineva o astfel de detentă? Atenție! Și dacă rotim corpul atletului în poziție orizontală, centrul de greutate rămâne cam la aceeași înălțime. Mai mult decât atât, dacă vrem ca el să treacă peste ștachetă, centrul lui de greutate trebuie să se ridice chiar mai mult un pic decât înălțimea ștachetei. Vă rog să mă credeți că niciun atlet nu poate să-și ridice atât de sus centrul de greutate prin săritură. Nimeni nu are o asemenea detentă. Și atunci întrebarea vine de la sine. Cum poate un săritor în înălțime să sară peste ștacheta pusă mai sus decât înălțimea maximă la care își poate el ridica centrul de greutate? A sosit momentul să recunosc că în clipul precedent am încercat să vă induc în eroare folosind o comparație greșită. Am comparat corpul unui om, corpul uman, cu un corp rigid, cu un marker. Dar am făcut această comparație greșită, intenționat și cu bune intenții, pentru a vă face să observați deosebirea și a vă ajuta astfel să găsiți răspunsul corect. Așa că sper că nu veți rămâne supărați. Centrul de greutate al unui corp rigid se găsește întotdeauna în același loc față de corpul rigid, pe când centrul de greutate al unui corp deformabil, cum este corpul uman, se poate găsi în puncte diferite în funcție de forma pe care o ia corpul. Iar pentru anumite forme, centrul de greutate se poate găsi în afara corpului respectiv. De pildă, în acest desen, vedeți, în cazul unei bare curbate, centrul de greutate se găsește în exteriorul ei, cam acolo unde am desenat punctul pe care l-am notat CG, de la centru de greutate. Asta înseamnă, de pildă, că putem să trecem un furtun peste un obstacol, fără să trecem și centrul de greutate al furtunului peste acel obstacol. Puteți vedea un furtun care este tras în sensul arătat de săgeată peste un obstacol. Am notat cu A vârful obstacolului și cu B intersecția verticalei dusă din vârful obstacolului cu solul. Centrul de greutate al porțiunii de furtun care se vede în desen este undeva pe verticala trasată cu linie punctată între punctele A și B. Și este cu atât mai aproape de sol, adică mai jos, cu cât porțiunile orizontale ale furtunului, de o parte și de alta a obstacolului, sunt mai lungi. Se poate vedea că, deși furtunul trece peste obstacol, centrul lui de greutate nu face acest lucru, el rămâne tot timpul mai jos decât vârful obstacolului. Același lucru se întâmplă și în cazul atleților în timpul săriturii în înălțime. Priviți acest desen. Poziția centrului de greutate al atletului este, în momentul surprins de desen, undeva în cerculețul albastru, adică mai jos decât ștacheta, considerată perpendiculară pe planul desenului și notată printr-un cerculeț negru care reprezintă secțiunea ștachetei în planul desenului. Se poate observa cum, în timp ce corpul atletului trece peste ștachetă, așa cum trecea și furtunul peste obstacol, centrul lui de greutate trece pe sub ștachetă.
În aceste fotografii puteți observa poziția corpului unor atlete în timpul săriturii și se observă foarte bine curbura corpului despre care v-am vorbit. În concluzie, un atlet poate să sară peste ștacheta ridicată mai sus decât înălțimea maximă la care își poate el ridica centrul de greutate prin săritură, pentru că în timp ce corpul atletului trece peste ștachetă, centrul lui de greutate trece pe sub ștachetă. Recordurile extraordinare la săritura în înălțime se datorează, așa cum se întâmplă în cele mai multe cazuri în sportul de mare performanță, tehnicii. Iar deprinderea unei tehnici corecte și adaptate corpului atletului se face în mii și mii de ore de antrenament, cu foarte multă muncă și cu multe sacrificii. În cazul săriturii în înălțime, stilul care a permis revoluționarea rezultatelor se numește stilul Fosbury, după numele săritorului Dick Fosbury, care a folosit primul într-o competiție de mare anvergură la Jocurile Olimpice din 1968 acest stil. Am primit din partea domnului Dumitru Antonie, pe lângă răspunsul corect la întrebare, și un scurt, dar foarte interesant, istoric al apariției stilului Fosbury, lucru pentru care îi mulțumesc. În final, vreau să mai menționez un aspect al tehnicii săriturii în înălțime moderne, pentru că e foarte strâns legat de fizică, mai exact de dinamică. Prin felul în care aleargă spre ștachetă pe o traiectorie din ce în ce mai curbă, adică o traiectorie în forma literei J, atleții se folosesc și de forța centrifugă care apare în această mișcare curbă. În momentul săriturii, această forță se adaugă forței dezvoltate de mușchii care asigură detenta și contribuie și ea la dezvoltarea unei viteze mari pe verticală, ceea ce permite, evident, ridicarea corpului la înălțimea necesară săriturii. Doar două persoane au dat răspunsul corect întrebării legate de săritura în înălțime. Este vorba despre Dan Dinescu și Dumitru Antonie, pe care l-am menționat deja. Le mulțumesc pentru răspuns și îi felicit. Să trecem la întrebarea de azi. Întrebarea de azi este legată de aritmetică, dar nu vă speriați, este vorba doar despre cele mai simple operații, adunări și scăderi, nimic mai mult. Întâi vă prezint un tabel care conține toate numerele naturale mai mici decât 100, care se scriu cu două cifre. Sunt 90 astfel de numere, de la 10 la 99, și sunt toate trecute în tabel, doar că nu sunt în ordine. Ca să puteți găsi mai ușor un număr în acest tabel, în stânga fiecărui șir sunt trecute intervalele numerelor pe care le găsiți în șirul respectiv. De pildă, în șirul al doilea, numărând de sus, puteți găsi numerele de la 21 la 31, inclusiv cele pe care le-am menționat. Mai trebuie să vă atrag atenția că în dreptul fiecărui număr se găsește un mic desen, o pictogramă. Pictograma ne va interesa doar când vom ajunge la un număr final, care va rezulta în urma a trei operații aritmetice. Până atunci, nu vă încărcați memoria cu pictograme. Primul pas este să vă alegeți un număr oricare din acest tabel. L-ați ales? Să numim acest număr numărul inițial. Dacă generalizăm, numărul inițial se poate scrie, așa cum vedeți acum, unde Z este cifra zecilor, iar U este cifra unităților. Pentru a vă da un exemplu, aleg și eu un număr, aleg numărul 57. Deci, în exemplul pe care vi-l dau, Z este 5 și U este 7. Spre deosebire de cifra zecilor, Z, cifra unităților, U, poate să fie și 0. Cifra zecilor nu poate să fie 0, pentru că toate numerele din care ați putut alege au două cifre. Și acum veți face trei operații aritmetice pornind de la numărul pe care l-ați ales. Prima operație este următoarea. Scădeți din numărul inițial numărul reprezentat de cifra zecilor, adică faceți scăderea ZU-Z. În exemplul meu, 57-5. De obicei, în astfel de probleme se spune scădeți din numărul vostru cifra
zecilor. Eu nu spun așa pentru că nu e corect. Nu putem scădea cifre. Cifrele sunt doar semne prin care reprezentăm numere și putem să scădem doar numere. De aceea, repet, scădeți din numărul inițial numărul reprezentat de cifra zecilor, așa cum vedeți în exemplu. Aștept să faceți această scădere. Și acum a doua operație. Adunați la numărul obținut din prima operație ce număr doriți de la 1 la 9. Eu voi alege, de exemplu, să adun 3. Și atunci eu voi avea suma 52 plus 3 și rezultatul 55. Numărul pe care îl obțineți prin această operație, să-l numim numărul N. E foarte important să rețineți ce număr de la 1 la 9 ați adunat. Și acum, ultima operație, scădeți din numărul obținut în urma operației numărul 2, adică din numărul pe care l-am botezat N, numărul reprezentat de cifra unităților din numărul inițial. În cazul meu, U a fost egal cu 7 și am de făcut scăderea, în exemplul pe care vi l-am dat, 55 minus 7 și obțin numărul 48. Repet, scădeți din numărul obținut în urma operației numărul 2, din numărul N, adică numărul reprezentat de cifra unităților din numărul inițial. Să numim numărul pe care l-ați obținut în această a treia operație, numărul final. Acum vă rog să căutați în tabel numărul vostru final și să observați ce pictogramă se găsește în dreptul lui. În dreapta lui, pe zona galbenă, există o pictogramă. Dacă n-ați greșit la calcule, voi ghici acum ce pictogramă apare în dreptul numărului vostru final. Și nu uitați, ați ales ce număr inițial ați vrut și ați adunat ce număr ați vrut de la 1 la 9. Trebuie să aveți în minte două lucruri ca să reușim. Pictograma din dreptul numărului vostru final și care este numărul de la 1 la 9 pe care l-ați adunat în operația a doua. Dacă cumva nu știți aceste două lucruri, opriți filmul aici și asigurați-vă că le știți înainte de a merge mai departe. Și acum, sper că știți atât pictograma cât și numărul de la 1 la 9 pe care l-ați adunat în operația a doua. În partea de jos vedeți numerele de la 1 la 9. Priviți zona galbenă din dreptul numărului pe care ați ales să-l adunați în a doua operație. Acolo va apărea pictograma din dreptul numărului vostru final. Gata? Știți unde să priviți? Atenție! Aceasta este pictograma. Vă rog să încercați cu oricare alt număr inițial și să adunați oricare alt număr de la 1 la 9. Și veți vedea că de fiecare dată pictograma numărului final va apărea în dreptul numărului de la 1 la 9 pe care ați ales să-l adunați în a doua operație. Și întrebarea este foarte simplă. De ce? Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!